E o zi în care vă mărturisesc că am crescut cu Mihai Constantinescu și cu melodiile lui și într-un fel sau altul parcă îmi vine să zâmbesc pentru că știu că era bucurie 100%, veselie. Acum, probabil că a avut și momente de tristețe, dar în fața publicului energia asta pozitivă e cea care rămâne, cred, după Mihai Constantinescu. Sărona, ce vreau să vă spun este că a fost un om extraordinar de sensibil și un om sensibil știe să se bucure cu sensibilitate, știe să plângă cu sensibilitate. El avea piese preponderent vesele, dar avea și piese profunde, cu text profunde. Trebuie spus, lumea să știe că el și-a scris singur textele, era cantautor, deci el și-a cântat piesele, și-a scris textele și a scris muzica pieselor sale. Am fost prieten extraordinar de bun, ne știm din 65, când era, cântam în aceeași trupă cu Petre Magdin la Casa Studenților. Eram studenți amândoi, de atunci am cântat împreună spectacole, am fost colaboratori, mi-am scris și niște texte la piesele mele, eu i-am orchestrat multe din piesele lui, am dat spectacole în țara și în străinătate, și în trio cu Olimpia Panciu, emisiuni făcute de Titus Munteanu, televiziunea română, că suntem la televiziunea română. Acolo ne-am lansat, acolo ne-am petrecut. Și în perioada aceea, domnule Țicu, era, spuneați, ca un vulcan, convunea zilnic, da, arată o curte creatoare. Da, da. În fiecare zi îmi spunea, i-am spus, mă, Mihai, tu repede, compui așa de repede și uite, piesele sunt așa de frumoase. De ce nu înveți și gitară? Pentru că i-am spus treaba asta, a învățat gitară și după aia și-a pus singur armoniile și l-a ajutat foarte mult în compoziție. Era ca un vulcan, era născut pentru muzică și ca interpret, nu numai ca și compozitor, era, se lipea, știi, ca marca de scrisoare, cum se spune, se lipea de inimile tuturor generațiilor și la copii avea succes toată perioada și are și asta și va avea întotdeauna, deci, succes și la copii, și la bătrâni, și la de vârstă medie. Pentru că el era, sensibilitatea lui era sincer în exprimare, în exprimarea lui artistică și ca om, dar și ca artist era sincer, iar sinceritatea întotdeauna ajunge la inimele publicului. Mulțumesc din suflet, Marius Țicu, pentru tot ceea ce ești, în primul și în primul rând, și pentru felul în care ne-am raportat și noi în copilăria noastră la ce ați făcut împreună și da, bucuria, autenticul fac parte din structura unui mare, mare artist, iar cei care nu înțeleg asta înseamnă că nu înțeleg ce înseamnă să dai energie pozitivă în fiecare zi, pentru că e datoria ta față de public. În legătură telefonică directă cu noi se află un om pe care l-admir foarte tare și pe care vă promit că o să-l vedeți aici la Can Viață, Corina Chiriac, într-un moment în care vorbim despre, nici nu știu dacă să-i spun, o despărțire de Mihai Constantinescu, pentru că până la urmă și la urmă ar trebui să ne uităm puțin la cum gândea omul ăsta, care o fi avut și momente de cădere, despre care vorbea. Dar spunea că n-are nevoie de această povară atunci când se întristează și că renunță la povara asta și încearcă să fie tot timpul energie pozitivă, bucurie. Corina Chiriac, dacă ne auzim... Da, bună ziua, bună ziua și mulțumesc că m-ați sunat. Sper să nu pierd semnalul, eu sunt la Brașov unde ninge. Nu știu ce aș mai putea adăuga. Ați spus că atunci când cineva regretă că pleacă din lumea asta plouă, bine, probabil Mihai a regretat foarte mult pentru că aici ninge. Dumnezeu să-l odihnească, condoleanțe nouă tuturor care l-am apreciat și am lucrat cu el și l-am admirat, am râs, am plâns împreună, am mâncat pateu pe pâine pe același ziar în turneele dinainte de Revoluție. Nu știu ce aș putea să adaug, Marius Țicu a vorbit atât de frumos. Întrebați-mă voi. Corina, vreau să-mi spui un moment pe care îl ții minte împreună cu Mihai Constantinescu, din perioada aceea în care el era ca un vulcan și în care te-ai uitat la el și ți-ai dat seama că acolo e talent 100%. Aș avea mai multe momente, dar am să aleg unul dintre ele. În anii 70, după ce am debutat cam în aceeași perioadă, care era o perioadă extrem de efervescentă pentru studenții din toată România, pentru că era loc
pentru toată lumea și erau încurajate și mișcările de amatori, o să vorbim despre asta. Era o epocă favorabilă. Culmea este că în epoca aceea comunistă, ideologia comunistă servea arta, pentru că se spunea că omul nou de tip socialist poate fi construit prin artă și cultură. Și sub această umbrelă s-au dezvoltat foarte multe ramuri artistice. Ori noi am avut norocul la 20 de ani să prindem acest tren și cu adevărat l-am exploatat la maximum. Fiecare a făcut maximum din cariera lui, dar eram cu Mirabela și cu el la Târgu Mureș, dacă nu mă înșel, la Palatul cu Clopoței. Și Mihai a cântat o baladă la chitară, s-a acompaniat la chitară, cu vocea, bineînțeles, și a spus: Mihăiță, nu-mi dai și mie piesa asta să ți-o cânt? Că mi-a plăcut foarte mult. Mă zice, să știi că n-am avut mare succes cu ea. Lumea le vrea pe alea ritmate, să bată din palme. Nu cred că o să faci, dar dacă ție îți place, ia și cântă. 10 ani am cântat-o în toată Germania, în Rusia. Se numește Am visat odată, este pe YouTube. Chiar eu am o filmare la Dresda. Am luat premii cu cântecul ăsta. Culmea că a făcut un succes extraordinar, iar astă vară la Cerbul de Aur, la TVR, i-am dedicat lui Mihai un moment și am amintit această piesă. Vă mulțumesc din suflet, Corina Chiriac, și vă întorc toate sentimentele mele de om care vă transmite dragoste și vă aștept aici în studio, pentru că sunt convinsă că nu o să ne putem opri din vorbit, și vă mulțumesc din suflet.